Da, dealurile din mai multe localități ale țării au fost luminate azi noapte de focul lui Sumedru. Este un obicei străvechi prin care oamenii mulțumesc Sfântului Dumitru pentru roadele bogate, dar îi cer ajutorul și pentru anul care vine. Tradiția a fost respectată aseară și în Dâmbovița. Cuprinși de voie bună, zeci de localnici din Pietrar, județul Dâmbovița, au urcat pe dealul de la marginea satului unde a fost aprins focul lui Sumedru. Tradiția spune că în vâlvătaie trebuie arse resturile vegetale pentru ca oamenii să aibă parte de belșug și bucurie în anul care vine. Tot tradiția spune că și masa trebuie să fie îmbelșugată, așa că gospodinele au trudit toată ziua. Au fost pregătite peste 1000 de sarmale, suficiente pentru un sat întreg. Și e pentru primul an când vine aici, dar sunt mai bune. Sunt foarte bune și gustoase, ca la mama acasă. Mă bucur foarte mult că am venit la un astfel de eveniment. Pot fi tratați cu o țuică de Pietrari, extraordinar de bună, cu o sarma caldă și cu multă, multă dragoste. Obiceiul sărbătorit în ajun de Sfântul Dumitru este răspândit în mai multe zone ale țării. Superstițioși, unii oameni pleacă acasă cu cărbuni din focul lui Sumedru în speranța că vor avea parte de prosperitate. Despre cei care nici măcar nu merg să-l vadă, se spune că vor avea o iarnă grea și un an fără roade.